Vă salut, băi și fete, eu sunt Leo, bine v-am regăsit la un nou experiment senzațional. După cum ați văzut între luci și în thumbnail, astăzi vom încerca să-l facem pe Yanis Hagi mai bun decât a fost tatăl său, Gică Hagi, regele fotbalului românesc. Vom încerca să-l facem pe prinț, să-l sulcraseze pe rege. Și cum vom face acest lucru? Ei bine, astăzi am intrat pe modul celor de la FRLP, aveți link în descriere, care introduce Liga 3, Liga 4, Liga 2 și Liga 1, Superliga României, actualizată în FIFA 23, cu noile transferuri și cu noile echipamente, și l-am băgat aici pe un Yanis Hagi de 17 ani, cu overall de 63, cel mai vechi overall pe care l-a avut acesta la FIFA 17, când avea doar 17 ani și avea doar 3 stele la skill moves cu 4 stele la weak foot și i-am dat potențial 85, potențialul pe care l-a avut la FIFA 19, cel mai mare potențial al său, pentru a-l ajuta să îl facem atât de bun încât să-l surclaseze pe tatăl său. La farul avem aici destul de o competiție, să zic așa, pentru Yanis. Acest Carnat poate fi mai bun decât el sau Criciuma, dar să sperăm că Yanis va fi mai bun și de ce nu, poate îi va ajuta pe Farul Constanța să câștige din nou campionatul. Îl avem aici, bineînțeles, din nou pe Alibec, mai e și Borza, ok, Dusat, e și Kiki, e o echipă bună a celor de la Farul Constanța și cred eu că Yanis Hagi se va juca bine în primul său sezon. Are 17 ani, are mare potențial și cu siguranță va crește. La doar 17 ani este exact cam în aceeași postură cu Adrian Mazilu. El are 16, dar teoretic are și el 17 ani acum, pentru că suntem în 2022 când simulez aici. Practic și lui Yanis puteam să-i dau 16 ani, dar mai bine așa. Cumva va fi o luptă între Yanis Hagi și Adi Mazilu, dar eu cred că Yanis va fi mai bun decât coechipierul său proaspăt transferat la Brighton. Așa că simularea va începe de aici, de aici, de la Farul Constanța, sub îndrumarea tatălui său, Gică Hagi, care a preluat, bineînțeles, conducerea clubului său și va vedea dacă fiul său îl poate depăși și sper eu să aibă o carieră mult mai bună decât are în acest moment Yanis Hagi, ajuns la Rangers, unde nu știu dacă va mai continua, dar haideți să nu mai vorbim despre asta, pentru că vom simula primul sezon din cariera lui Yanis Hagi la Farul Constanța în EFC 24 sau FRLP 23. Așa că haideți să vedem cum se descurcă prințul. Și înainte de a continua acest episod, băieți, v-aș ruga foarte tare să apăsați pe butonul de like, să încercăm să strângem 400 de like-uri la acest clip, mi se pare fair, băgați și voi un like și haideți să continuăm cu simularea. Așa, băieți, s-a terminat primul sezon din cariera lui Yanis Hagi, suntem la Farul Constanța, dar sper că nu vom fi aici pentru mult timp. În viața reală, Yanis Hagi s-a dus de la Farul Constanța la Fiorentina, unde a avut doar 2 apariții, dar haideți să vedem totuși cum s-a descurcat aici. Păi, nu prea bine. Adică locul 3 în play-off e destul de ok, chiar putea să fie locul 4, dar când FCSB câștigă campionatul cu 50 de puncte, e clar, au avut un sezon slab, dar vedem că la limit au reușit să intre în play-off, puteau chiar să fie în play-out. Au fost la egalitate de puncte cu 3, cu încă 2 echipe, Hermannstadt și Voluntariu. În fine, cam asta e performanța Farului. Stai să ne uităm și în Cupa Ligii, unde n-au făcut nimic. Și da, cam asta a fost treaba, nu cred că au fost în conferență sau ceva. Nu apare aici. Mereu e Universitatea Craiova în Europa League, e foarte amuzant, da. Haideți să vedem cum s-a descurcat al nostru Yanis Hagi, pentru că despre el este videoclipul și a jucat, a fost titular, 6 goluri, 5 asisturi. Voiam să compar aceste statistici cu statisticile lui Gică Hagi. În primul său sezon de la Farul Constanța, Gică a avut numai puțin de 7 goluri în doar 18 partide. Yanis Hagi în 27 de meciuri are 6 goluri și 5 asisturi, ceea ce nu este rău, dar a crescut destul de puțin, mă așteptam să crească mai mult, are deja 18 ani și doar plus 4 în acest sezon, dar oricum.
este teoretic al treilea cel mai bun marcator și al doilea cel mai bun la asisturi, la fel ca și Rivaldinho. Vedem acest Marco Borghino, probabil el a fost titular în primul 11, este posibil, da, oricum o echipă foarte bună a Farului și probabil vom mai rămâne un sezon la Farul, pentru că nu cred că este pregătit Giannis de o plecare în afară, așa că vom mai sta la Farul Constanța până când ajunge și la un 72-73, după aia vedem ce destinație vom găsi pentru prințul României. Așa băieți, s-a terminat al doilea sezon din cariera lui Giannis Hagi și este momentul să vedem cum s-a descurcat prințul în Superliga României din nou la Farul Constanța. Este deja al doilea sezon în care suntem în Liga 1 în România, încă n-am plecat de aici, dar eu cred că după acest sezon vom pleca și am crezut că am câștigat campionatul, dar era doar Cupa României. Haide să vedem Superliga. Nu. Nu pot să cred, din nou pe locul 3 în Superliga. Ok, ok. Cupa Ligii, nici asta n-am câștigat-o. Haide să vedem în Conference. Am fost oare aici? Nu, n-am fost în Conference League, dar da. Din păcate, nu reușește Giannis Hagi să ridice nici măcar un trofeu în acest sezon, dar haideți să vedem dacă totuși s-a descurcat mai bine și dacă a contribuit mai mult la performanțele echipei sale. Și da, 10 goluri și 9 asisturi în acest sezon, statistici foarte bune și rating foarte bun la 19 ani. Giannis Hagi ajunge la 72 overall, ceea ce mă bucură și mă entuziasmează pentru ce va urma să vină. 72 overall deja la 19 ani, aproape să depășească ce overall are în acest moment în FIFA 23 și probabil overall-ul pe care îl va avea în EFC 24, asta dacă nu va primi un downgrade, dar este bine. Este bine, Giannis se mișcă bine și este momentul să plecăm de la Farul Constanța. Acum vom urmări ce oferte primim și vă voi ține la curent cu echipa la care va merge Giannis Hagi. Vine prima sau primele oferte pentru Giannis Hagi și credeți-mă, sunt două oferte foarte bune. West Bromwich Albion, probabil echipă de Championship, o să verificăm imediat, și Royal Antwerp din Belgia. Sunt echipe foarte, foarte bune și echipe la care cred că Giannis se va descurca, dar pentru a fi sigur de acest lucru, vom căuta aici prima oară pe West Bromwich. Cred că o să caut în Championship, nu cred că sunt echipă de Premier League. Am dat, cred că la Liga 3-a, nu sunt nici chiar de Liga 3-a. Atunci asta, West Bromwich Albion, ok. Haideți să vedem dacă au pe cineva acolo. Au l-au pe acest Tom Fellows, Timo Kadewere. Ăsta s-ar putea să fie bun, dar sincer, cred că merg spre WBA sau West Bromwich Albion, cum vreți să-i spuneți, WBA. Echipă cu istorie în campionatul englez. Mai degrabă aș vrea să merg la ei decât la Royal Antwerp și cred că n-ar avea sens să mai așteptăm o altă ofertă, pentru că aceste două sunt foarte bune. Așa că Giannis Hagi pleacă în Anglia, în Albion, să vedem cum se va descurca la prima sa aventură departe de România. Uite că Gică Hagi ajunge antrenor la West Bromwich Albion, bineînțeles împreună cu fiul său, cu Giannis. Și nu prea îmi place ce se întâmplă aici. Nu l-am văzut pe acest Wallace, adică l-am văzut, dar nu credeam că e mai bun decât Hagi. La fel și Kadewere, ăsta este tot așa cu un overall mai mare. Dar să sperăm că vom avea mai mult noroc, să zic așa. Să schimbăm formația într-un 4-3-3 atac. Nu prea am cum să joc cu mai multe benzi, dar oricum îmi place foarte mult cum arată echipa asta, cel de la West Bromwich Albion, și cred că e o echipă destul de bună cât să promoveze, dar asta este un lucru atât bun cât și rău pentru Giannis, pentru că va avea într-adevăr competiție pe postul său. Noi o să-i dăm un development plan în continuare de winger inversat pentru a-i crește acolo
finalizarea, avem nevoie de Yannis să marcheze mult și da, va fi un sezon dificil pentru el. Este plecat de acasă pentru prima oară. În viața reală a plecat în Italia, în această simulare este în Anglia, dar cred eu că se va descurca bine. S-a descurcat bine și în Scoția, așa că poate va avea ce îi trebuie să fie un jucător de calitate și pentru West Bromwich Albion în Anglia. Așa că, haideți să simulăm al treilea sezon din cariera lui Yannis Hagi. Așa băieți, am terminat al treilea sezon din cariera lui Yannis Hagi și avem aici, cred că este play-off-ul de promovare. Și-am făcut egal, nu știu ce înseamnă asta sau cupă, nu prea înțeleg ce s-a întâmplat acolo. Haideți să ne uităm cum s-a descurcat West Bromwich Albion, echipa lui Yannis Hagi, locul 4 în EFL și vedem aici echipele retrogradate Brighton și Everton, precum și Luton Town era aici. Interesant, dar nu înțeleg, am promovat? Nu cred că am promovat. Hai să ne uităm în celelalte competiții, să vedem cum ne-am descurcat. Da. Și în Carabao, poate aici avem mai multe șanse, nu. Ok, haideți să vedem pe al nostru. Am pierdut cu Watford, era returul. N-am promovat în Premier League, dar haideți să vedem pe al nostru Yannis Hagi dacă a jucat și... nu prea a jucat, decizie proastă de a veni aici. Doar 13 goluri și 2 asisturi, 74 overall, rămâne încă silver, iar problemele încep să apară pentru că trebuie să facem o mutare spre o altă echipă. West Bromwich Albion nu mai este o echipă care să ne intereseze. Ne-am pierdut un an din carieră aici și trebuie să facem o schimbare. Yannis, pare rău, ți-am greșit un pic, dar haideți să vedem dacă putem să ne revenim. Uite că vine și prima ofertă pentru Yannis Hagi, suntem deja în ultimele două săptămâni de mercato și vedeți și voi ce echipă a venit cu oferta. Este vorba despre Parma, 14 milioane de euro, singura ofertă pe care a primit-o Yannis Hagi și sincer, nu prea știu ce să fac, sincer să vă spun. O să mă mai uit așa la Parma să văd ce echipă are, dar cred că e un Denis Malp acolo care s-ar putea să ia fața lui Yannis. Haideți să ne uităm, bănuiesc că sunt în prima ligă din Italia, dacă o și... Hai să ne uităm prima oară în Serie B. Uite, nu, sunt chiar în a doua ligă și... nu au niciun alt jucător care să fie pe poziția lui în afară de Denis Mann. Ok, nu știu, nu accept. Mai simulăm până în ultima săptămână. Poate totuși mai vine cineva în afară de Parma. Dacă nu vine nicio altă echipă, vom rămâne aici la West Bromwich Albion, unde Yannis Hagi va da toată silința să își recupereze din forma pierdută și vedem o altă echipă. Ok, rivala lui West Bromwich Albion, este vorba de Swansea și hai să ne uităm din nou la Swansea. Hai să vedem ei în ce stadiu sunt. Bănuiesc că sunt mai slab decât noi. Țin minte că m-am uitat. Cred că sunt în a treia ligă engleză, Swansea City, unde este Liga, ok, League One, da, sunt în a treia ligă engleză, aici clar o să joace al nostru Yannis, dar nu cred că are sens să mergem chiar în a treia ligă engleză la Swansea City, așa că simulez până în ultimele ore de mercato și dacă chiar nu vine nicio echipă, asta este, rămânem la West Bromwich Albion și dacă nu revin cu un alt transfer, o să revenim cu simularea acestui al patrulea sezon din cariera lui Yannis. Așa băieți, s-a terminat și al patrulea deja sezon, nu mi-e cred că e al patrulea sezon deja din cariera lui Yannis Hagi. Suntem din nou în play-off-ul de promovare în Premier League și haideți să vedem dacă nu, n-am reușit să promovăm, am pierdut în finală cu Southampton, bănuiesc. Da,
Pierdem promovarea în Premier League, dar sper eu că nu va mai fi nevoie de această promovare, pentru că Giannis Agi s-a descurcat senzațional, 79 overall. Am decis bine să rămânem la West Bromwich Albion. Ce v-am zis? Primul sezon mai slăbuț, al doilea rupem. Giannis Agi are nevoie să se adapteze și fix asta a făcut. A devenit liderul echipei, unul dintre liderii echipei, cu 19 goluri și 5 asisturi. Așa, acest Grant, ce bine s-a descurcat, dar oricum, pe noi interesează Hagi, care la 21 de ani deja are 79 overall, s-a depășit față de viața reală. Și haideți să vedem care va fi următoarea sa destinație, pentru că este clar, timpul său la West Bromwich Albion a expirat. Dacă sezonul trecut ne plictiseam așteptând ofertele pentru Giannis Agi, vedem aici direct o ofertă chiar din prima săptămână de Mercato și este ofertă de 52 de milioane de la Genk. Și nu vom accepta această ofertă, pentru că nu cred că are sens să mai mergem în Belgia acum. Trebuie să ridicăm un pic nivelul. 79 overall, 21 de ani, 50 de milioane. În acest moment al carierei sale, Gică Hagi încă era la Sportul Studențesc și într-adevăr rupea târgul acolo, dar lucrurile s-au schimbat și îl vedem pe un Giannis Hagi de 21 de ani care cred eu că se descurcă mai bine decât tatăl său, decât se descurca tatăl său. Așa că haideți să vedem ce altă echipă dorește să îl oferteze pe Giannis. Sevilla, o echipă care cred că l-a și dorit pe Giannis Agi în viața reală, oferă numai puțin de 30 de milioane de euro plus Marcao, fotbalist și el evaluat la 29 de milioane și vom accepta și cred eu că am făcut o treabă bună. Sevilla îi se potrivește lui Giannis Agi. Și uite că ajunge în Spania cu vreo 3 ani, cred, înaintea tatălui său, ceea ce pentru mine este o mică victorie acolo. Așa că haideți să vedem dacă acceptă Giannis Agi transferul. Asta dacă nu am simulat eu prea mult din greșeală, că nu mi-am dat seama. Da, Giannis Agi a acceptat și el transferul și vom pleca la Sevilla. Uite că ajunge Gică Hagi și manager la o echipă de La Liga, la Sevilla, împreună bineînțeles cu fiul său și haideți să vedem ce avem noi aici, o echipă în reconstrucție, aș putea spune, clar ăsta e cuvântul potrivit, la Mel aici în dreapta, de asemenea Almiron și, mamă, de ce naiba l-au vrut oamenii ăștia pe Hagi, pentru că au efectiv 5 benzi drepte, dar văd eu că joacă și cu un CAM și Hagi cred că poate juca aici, poate să-i schimb poziția și cred eu că în așa fel îl putem asemui mai mult cu tatăl său. În rest echipa arată ok, încă e Bonu aici, Ocampos, va intra Almiron aici, la mijloc este și acest Aslani, un jucător bunicel și el. Ce formație asta? Poate un 4-2-3-1 white? Poate asta să fie mai potrivită cu Campos așa. Bun, Hagi aici, da. Clar, asta este formația potrivită și o să mergem să-l facem pe Giannis CAM în această formație. Oricum are 5 stele la skill moves și cu siguranță se descurcă pe această poziție. Nu cred că are cum să câștige balonul de aur în poziția de CAM, dar o să îl antrenăm să fie pregătit acolo și zic eu că îi se potrivește foarte bine acest tricou alb al Sevillei și zic eu că în general jocul spaniolilor li se potrivește, așa că fără să o mai lungim, mergem spre sezonul numărul 5 din cariera lui Giannis. Nu-mi vine să creștem, cred eu la jumătatea carierei sale, dar oricum mai e mult până departe și cred eu că sezonul ăsta îl va propulsa pe Giannis Agi acolo unde trebuie să fie, printre cei mai buni jucători din lume. Sezonul numărul 5 din cariera unui jucător de 5 stele, Giannis Agi, suntem la Sevilla și sunt foarte curios cum s-a descurcat această echipă. Locul 7, da, nu mă așteptam la cine știe ce performanță, nu aveam cine știe ce jucător, dar oricum este destul de decent. Barcelona câștigă campionatul, cine știe, poate vom juca la o altă echipă din
din Spania. Vedem, am fost totuși în finala Cupei de Spania și în Supercupa acolo, ceea ce e ok. De asemenea, am văzut că am fost în Champions League și am reușit să ieșim pe primul loc dintr-o grupă a morții cu Benfica City și Shakhtar Donetsk, iar în runda 16-a am câștigat cu Liverpool și la 4-a general bombă, însă am pierdut în fața celor de la Milan în sferturile de finală, ceea ce mă bucură, am jucat chiar bine și haideți să vedem pe Giannis, pentru că de la el mă aștept să fi venit aceste performanțe și nu e adevărat. Doar plus 1 în acest sezon, pare că nu prea i-a prit postura sa nouă de CAM și nici nu a jucat foarte multe meciuri. Ce s-a întâmplat oare? Este într-o formă foarte rea. Da. Însupărător ceea ce văd aici și nu știu dacă mai rău să mai rămânem încă un sezon la Sevilla. O fi jucat altcineva în locul său... Da, greu de spus, nu prea îmi convine ce s-a întâmplat, dar asta este, mergem spre o altă echipă, cred eu, nu știu dacă pare să se mai continua la Sevilla sau o să vedem. Așa băieți, a plecat și al 6-lea sezon din cariera lui Giannis Agi, nu v-am mai arătat ce s-a întâmplat, unde n-am transferat, pentru că nu ne-am mai transferat nicăieri, a rămas la Sevilla, n-am mai primit absolut nicio ofertă Giannis Agi. Absolut niciuna. Asta face un sezon prost din cariera unui fotbalist, dar haide să vedem totuși cum ne-am descurcat la Sevilla și exact la fel ca și sezonul trecut, locul 7. De această dată Real Madrid cu 93 de puncte reușește să câștige la Liga Santander, iar totuși Giannis Agi pune în sfârșit mâna pe un trofeu și anume Supercupa Spaniei. Într-o finală cu Atletico Madrid au bătut-o pe Real în semifinale și pe Atletico în finală, iar Copa de Spania este luată tot de Galactici. Supercupa UEFA nu cred că ne interesează, Champions League am fost oare aici, n-aveam cum catera pe locul 7, însă a fost în Europa League de unde am trecut de grupa noastră, însă ne-am blocat în runda preliminară împotriva celor de la Wolfsburg, ceea ce înseamnă că n-am fost nici în conferență teoretic, nu, n-am fost. A fost un sezon ok, primul trofeu pentru Giannis Agi, dar acum este momentul să vedem ce a făcut în echipa asta și uite că s-a mișcat mai bine și a revenit în formă și a reușit 10 goluri și 10 asisturi, statistici bune, în sfârșit 23 de ani. În acest moment tatăl său cred că era la Steaua, nu știu, nu sunt sigur dacă reușea să ridice Supercupa Europei, poate a făcut asta cu un sezon înainte, dar oricum cred eu că Giannis se descurcă mai bine în acest moment și zic eu că postura asta de CAM este postura pentru care a fost, pentru care a devenit fotbalist. Asta este locul în care se simte cel mai bine și aproape că și-a atins potențialul maxim, dar nu ne vom opri aici pentru că vom simula spre al 7-lea sau sezon și cred eu că este în sfârșit momentul să plecăm de la Sevilla, să câștigăm și noi alte trofee mai importante decât Supercupa Spaniei. Așa că haideți să vedem ce va reuși prințul României. Se pare că mereu tactica asta cu al 2-lea sezon funcționează la Giannis Agi și vedem că îi aduce și două transferuri. Două oferte de transfer, una de la Chelsea și una de la Wolfsburg, dar nu cred că voi accepta niciuna dintre aceste oferte pentru că parcă aș vrea ceva mai bun. Mai simulăm o săptămână și vedem, mie mi-ar plăcea să rămânem în Spania la Real sau Barcelona sau de ce nu să ne întoarcem în Italia. Bine, n-am fost în simularea asta în Italia, dar știm bine că Hagi acolo a fost și uite că fix ce ziceam, zici că am vorbit. Am zis Italia, primesc fix două oferte din Italia, una de la Inter Milano și cealaltă de la Napoli și sincer cred eu că nu există vreo îndoială unde ar trebui să mergem, dar înainte de a face vreo alegere ne vom uita și noi aici frumos să vedem cu ce se mănâncă echipele astea, adică ce au ele acolo și a prima oară ne vom uita la Inter. Inter Milano l-are pe un portar slab și o nana. Onana e ok,
dar nu prea cred că e destul de bun încât să câștige Champions League-ul. Dar Bastoni este, Di Marco e decent, Dumfries și el decent, Inacio îmi place. E și aici și Skriniar, probabil vom juca cu 3 fundași. La mijloc încă l-au pe Barella, ceea ce mă bucură. În rest, mai au pe acest Hloțec, bun Hloțec ăsta, n-am auzit de el până acum. Mai e și Mehbri, Hannibal, de la fost la Manchester United. Gonzalo Plata, și el e bun. Luka Susic, ok. Nu văd niciun mijlocaș ofensiv, deci bănuiesc că vom fi titulari pe acea poziție. De fapt este acest... Este acest Hloțec, deci poate varianta Inter să pice. Iar în atac l-aveau pe Lautaro și cam atât. Haideți să ne uităm la Napoli, la napoletani, să vedem ce regăsim noi aici în partea asta. Să mă uit direct la CAM, nu par să aibă un CAM mai bun decât noi. Palacios este CM, CM și ăsta, ok. Da, adică rămâne doar Zielinski, să zicem. În defensiv, Kim Min-jae încă e aici. Benjamin Pavard, ok. Wanderson arată bine. Da, este o echipă decentă. Au și un portar. Adică, cam asta e tot ce pot să spun despre Napoli. Echipă decentă. Au și pe Valentin Castellanos, care în realitate s-a dus la Lazio. Sincer, Osimhen, Sali. Da, mergem la Napoli. Zic eu că față de Inter Milano, unde avem și competiție, ne mișcăm mai bine la Napoli și plecăm frumos, elegant, la campionii din sezonul 2023 ai Italiei. Și cred eu că am făcut o alegere bună, chiar dacă primim mai puțin bani. Zic eu că o să jucăm și cine știe, poate chiar câștigăm campionatul de la Napoli, pentru că ați văzut și voi că încă l-au pe Varaschelia și pe Osimhen. Sincer, în opinia mea era și momentul potrivit ca Giannis Hagi să ajungă în sfârșit în Italia, un campionat în care în viața reală nu a arătat atât de bine împreună cu tatăl său Gică Hagi. Haide să vedem cum va intra în această echipă. Da. Asta se mai întâmplă uneori la simulări. Giannis ajunge la 88 rating și poate ar fi trebuit să mergem la Inter Milano. Mi-a arătat doar 84 acolo, da. Ce să faci, asta se mai întâmplă. Da, nu convine foarte mult asta, pentru că, sincer, dacă știam că să explodeze așa, îl duceam direct la Inter, pentru că aici la Napoli are o echipă bună, dar Inter era și mai bună și cred eu că vom rămâne doar un singur sezon aici și de asemenea cred că o să-l facem și right winger, pentru a reuși, de ce nu, să devină un câștigător al balonului de aur, pentru că din postura de CM este foarte greu. Așa că haideți să simulăm ceea ce va fi al șaptelea sezon din cariera lui Giannis Hagi. Și suntem în Italia și cred eu că vom câștiga cel puțin un trofeu în acest sezon, cel puțin sper asta. Haide, Giannis, fă-ți talent! Așa, băieți, am terminat sezonul numărul 7 din cariera lui Giannis Hagi. 7, numărul sub preferat, presupun, pentru că este numărul cu care joacă Petri Cou și suntem la Napoli. Haide să vedem cum ne-am descurcat în campionat. Băi, cel puțin ne-am descurcat mai bine decât Inter, locul 3. 77 de puncte, fix la egalitate cu Inter Milano și Fiorentina, dintre toate echipele, câștigă campionatul. Echipa la care Giannis Hagi a jucat în viața reală și poate este echipa la care trebuia să jucăm. Inter câștigă cupa și Inter ne bate în semifinală, din păcate pentru noi. În Supercupa UEFA, Real Madrid câștigă. În Champions League am fost pe primul loc în grupa noastră, iar apoi am câștigat cu Genk în runda 16-a. Însă din nou, la fel ca în momentul în care jucam la Sevilla, pierdem în sferturi cu Real Madrid și aici se încheie campania noastră europeană. Haideți să vedem cum s-a descurcat Hagi în acest sezon. 13 goluri, 7 asisturi, dar 90 overall, este senzațional. Totuși mă supăr, mă așteptam la mai multe contribuții din partea lui Giannis.
L-am mutat pe partea asta dreaptă și a fost titular 100%, iar într-o echipă destul de decentă a celor de la Napoli este practic cel mai bun jucător, așa că cred eu că este momentul să ne luăm tălpășița și să plecăm de la Napoli, cine știe, poate chiar în alt campionat. Băieți, din păcate am avut o problemă și jocul nu o să mai meargă. Practic mi-a dat crash de 3 ori, ceea ce înseamnă că salvarea este coruptă. Suntem la sezonul... și uitat ce sezon era, 2020 și... 2030 cred că era. Cred că suntem în 2030 al 7-lea... Nu, suntem în 2029. Însă nu mai puteam să mai mergem, așa că am băgat o altă salvare, am luat o salvare de la zero și vedeți și voi squadurile cum arată. Suntem din tot la Napoli și l-am lăsat pe Yannis Hagi de 90 overall, este practic unul dintre cei mai buni jucători ai lumii și îl vom pune pe lista de transferuri și vom vedea unde va pleca. Vom mai simula doar două sezoane cu el, nu am ce altceva să fac. Așa că, na, nu vă luați de mine comentarii pentru că nu este vina mea, altfel nu aveam cum să termin această carieră, rămâneam la Napoli și aici se punea punct, dar nu mi se pare ok pentru Yannis, așa că vom încerca să facem din aceste două sezoane care mi-au rămas tot ce se va putea și haideți să vedem care este echipa care îl va cumpăra pe Yannis Hagi în acest sezon cu număr 8. Am ajuns, băieți, în 30 august 2022 și n-am primit absolut nicio ofertă pentru Yannis Hagi și nu pot să-l las aici la Napoli, așa că voi face o roată cu vreo 5 echipe la care, realistic vorbind, ar putea să joace cu 90 overall și vom vedea care dintre acestea va fi aleasa de roată. Așa, băieți, am întocmit această roată cu, cred eu, cele mai bune 5 echipe din lume, Barcelona, City, Real Madrid, PSG și Bayern. Probabil Barcelona nu e chiar cea mai bună, dar am pus-o aici să fie. Haide să vedem cu cine va semna Yannis Hagi. Sper dintre toate acestea să nu fie Barcelona și uite că nu este Barcelona și va fi Bayern München. Ok, mergem la Bayern și cred eu că ne va fi bine la Bayern München. Ce-i drept la asta nu cred că v-ați fi așteptat. Yannis Hagi va semna cu Bayern München. Campionat în Germania nu a jucat nici el, nici tatăl său, așa că cred eu că va fi destul de interesant. O să-i dăm un release clause. Vedem dacă mai oferă pentru cineva la finalul acestui teoretic al 8-lea sezon. Va fi penultimul sezon acesta din cariera lui Yannis Hagi, suntem la Bayern München și chiar sunt curios, nu prea știu, nu cred că are o echipă chiar atât de bună Bayern, nu știu dacă sunt transferurile actualizate, e Cancelo aici, e Gnabry, Musiala e bunicel, hai să dăm și noi o formație, mă pare 3-3 attack, pentru că cred eu că asta face o... este mai bun decât orice altceva și de ce nu este, Yannis aici, poate Coman în stânga. Și atacant va fi Mane, pentru că nu joc cu altcineva în afară de el. Dar nu merge să fac center forward. Poate dacă îl retrag așa. Atunci haide să încercăm cu un 4-3-3 false 9. Altfel să-i scadă mult lui Mane. Și va juca la mijloc. Nu prea merge să fac pe Musiala la CAM, în fine, asta va fi echipa. Zic eu că este o echipă bună, este o echipă care cred eu că poate câștiga Champions League-ul. O să mai dăm un development plan lui Hagi, dar nu cred că să crească neapărat. Este deja unul dintre cei mai buni jucători din lume. Dar, în fine, vom vedea dacă va reuși să fie câștigător de ce nu de Champions League cu Bayern München, așa că simulăm până la finalul sezonului să vedem ce se va întâmpla. Așa, băieți, am ajuns teoretic la finalul sezonului numărul 8, de fapt este primul sezon din o nouă carieră, dar nu mai contează, suntem la Bayern München și haideți să vedem oare am reușit și noi să câștigăm Champions League-ul, nu, vedem că Atletico Madrid câștigă și noi am pierdut Europa League-ul, totuși câștigăm campionatul, ceea ce era destul de clar că o să facem.
pierdem Cupa Germaniei, câștigăm Supercupa Germaniei și am fost eliminați de pe locul 3 din grupa noastră de Champions League. Atletico a câștigat, ați văzut și voi acolo, iar noi am fost în Europa League, unde am trecut de Trabzonspor, am trecut de Nantes, de Arsenal, în semifinale de Ajax și în finală Manchester United ne învinge la penaltiuri, scor 4-3. Haideți să vedem cum s-a descurcat Ioannis Hagi și sincer cred că a fost, da, golgheterul acestei echipe, 42 de goluri și 9 asisturi pentru Ioannis, într-o echipă foarte bună a celor de la Bayern München și nu înțeleg ce s-a întâmplat cu primul 11, dar nu este treaba mea. Așa că haideți să continuăm cu simularea și vom vedea ce se va întâmpla în ultimul sezon al lui Ioannis Hagi, în care cred că vom mai da o dată de roată și vom merge la o altă echipă. Oricum, episodul ăsta a ajuns o mare nebunie și dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați și voi un like acolo, pentru că contează foarte, foarte mult. Din păcate, băieți, episodul ăsta a fost o nebunie totală, mi-a dat iarăși crezi jocul, ceea ce mă enervează enorm. Nu mai putem continua cariera cu Ioannis Hagi și mă declar bătut, n-am putut să facem mai bun decât tatăl său, ceea ce înseamnă că regele rămâne rege, prințul rămâne prinț. Să sperăm că totuși va avea măcar cariera pe care a avut-o în această simulare. Ar însemna enorm ca Ioannis să devină un jucător atât de bun în viața reală, dar până una alta, eu am fost Leo, v-am pupat, ceau, nu uitați să vă abonați, să lăsați un like.